Cum faci atunci când ești înconjurată la locul de muncă de femei bărbat cu energie foarte joasă? Cum îți păstrezi feminitatea când ți se vorbește într-un stil bărbătesc? Iulia, am spus puțin mai devreme, în cursul Femeia Feminină ai 3 pași mari și lați, da, simpli, pe care orice femeie poate aplica pentru a îți păstra feminitatea atunci când vorbești, da? Deci ai în cursul Femeia Feminină, este la promoție acum, este doar 475 de lei, înveți o mulțime de lucruri, printre care și acesta, despre cum poți să vorbești cu femeile care sunt în energie masculină, da? Și să nu intri în conflict, da? Cu ele, să nu vă ciocniți interesele și să nu vă ciocniți, da? De agresivitate una cu cealaltă. Da? Și cum poți să-ți păstrezi feminitatea atunci când se vorbește într-un stil bărbătesc, ok? Cum te protejezi de energia negativă a celorlalți? Pe lângă faptul că îți bagi căștile în urechi cu muzica la maxim. Da, draga mea, deci energia oamenilor, în primul rând poți face și câteva practici simple, de exemplu, pe care terapeuții le folosesc și chiar o să-ți dau în seara aceasta o astfel de practică, ți-o ofer gratuit, da? Și pe care și eu am folosit-o atunci când lucram față în față la cabinet, când aveam sesiuni individuale. Însă ce vreau să spun, până la urmă gândește-te așa, această energie, da, negativă te afectează doar în măsura în care tu îi permiți. Nimic din lumea aceasta nu te poate afecta și nu te poate influența dacă tu nu permiți acest lucru, da? Este vorba de o alegere și este vorba de o convingere din aceea de bază, da, aflată la rădăcina psihicului nostru, o convingere din aceea de bază, da, 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 adânc înrădăcinată în subconștientul tău, care spune în felul următor, da? Energia unui alt om mă influențează și m-aș duce la a scăpa de această convingere, la elimina efectiv convingerea asta și a spune eu sunt așa cum sunt, da? Și îmi mențin energia bună, energia pozitivă, voioșia, indiferent ce fac cei din jur, da? Emoțiile mele și felul cum eu mă simt, da? Că până la urmă când vorbim de energie, vorbim despre cum ne simțim, da? Cum eu mă simt depinde doar de mine, nu și de ceilalți. Însă pentru că am promis că ți ofer și o practică simplă, da, pe care o poți face, este de exemplu în felul următor. Să spunem că ok, ai o conversație cu o persoană, da, și simți că acel negativism, acea durere, acea negativitate, acea răutate, acele emoții, da, negative pe care persoana respectivă le-a transmis în exterior, da, simți că te influențează, da? Practica pe care poți să o faci este în felul următor. Închizi ochii, da? Închizi ochii. Și te scuturi, da? Te scuturi în felul următor, da? Te scuturi și spui aceasta nu este emoția mea, este emoția acestei persoane și spui numele persoanei respective, da? Aceasta nu este emoția mea, este emoția persoanei respective și o las să se ducă. Aceasta nu este emoția mea, este emoția persoanei respective și o las să se ducă, da? Persoanei respective tu înlocuiești cu numele acelei persoane, da? Aceasta nu este emoția mea, este emoția lui și o las să se ducă. Aceasta nu este emoția mea, este emoția lui și spui numele persoanei și o las să se ducă. Da? Aceasta nu este emoția mea, este emoția lui și o las să se ducă. Da? Și te atingi în felul acesta pe tot corpul și faci și gestul, de a elimina acea emoție. De ce fac și gest? De ce funcționează practica pe două căi, da? Deci pe două căi. Odată am cuvântul, da? Am cuvântul, adică am gândul pe care eu l-am. Aceasta nu este emoția mea, pentru a înțelege și pentru a, în primul rând, pentru a nu mă identifica cu acea emoție și de a nu o considera nici măcar ca fiind a mea emoția respectivă. Deci odată am cuvântul, am gândul și doi la mână am gestul fizic, adică am o ancoră, da? Am o ancoră și
Acest gest fizic merge până la nivel de subconștient, pentru că subconștientul nostru lucrează cu simboluri, lucrează cu imagini, da? Și simbolul acesta de a lăsa să se ducă, da? Va transmite în subconștientul tău că emoția aceea să plece din psihicul tău, da? Să plece din, să plece și să se ducă la persoana de care ea aparține. Da? Bun, dragilor!